Dacă până acum principalii clienți ai firmelor mari de mașini și utilaje agricole, cum este Tadis Agro, erau fermierii mari, în ultimul an a crescut numărul fermierilor mici și mijlocii care investesc în utilaje agricole noi, ceea ce determină și o adaptare a ofertei de produse, dar și o dezvoltare a companiei prin creșterea numărului de specialiști care să fie în permanent contact cu potențialii clienți, oferindu-le consultanță și servici rapid și profesionist, afirmă Jacques Nizu, director general al Tadis Agro. Anii anterior de mai mult, că era fermier mare. De an cu an, sunt mai puțin important la volum global de afacere. Crește numărul de fermieri mici, crește numărul de fermieri mijloci și asta e un semn foarte bun pentru dezvoltarea de agricultură în țară. Pentru că dacă nu mai depinde de succes sau problemele de cel mare, nu faceți nimic. Și cu potențial de stare asta, se va dezvolta agricultura numai dacă și cel mic se dezvoltă și așa se arată zilnic prin cerere care avem. Exemplu, eu am avut 100 de bucate de tractor mici, de 100 de cai putere și mi lipsesc 50 de bucate deja în anul ăsta. Că nu am acceptat să fie atât de cerere. Dar vom rezolva și pentru viitoare. Dar mic și mijloc devine baze de plasă. Atunci, pentru un distribuitor ca noi, asta e un challenge. Înseamnă numărul de contact de persoană cu ce lucrez crește și trebuie să adaptezi organizația în mod corespunzător. Unul este cum se aduce la clienți. Aici suntem în fază de angajare vânzător în mod semnificativ ca să fim și mai aproape de ele pe tot teritoriul din țară. Asta e una. Al doua, dezvoltăm baze de lucru, locații unde să fim prezent pe teritoriu cu utilaj prezent, cu atelier, cu depozit de piese și asta e un proces care a început anul 2010 și le dezvoltăm în continuare și acum suntem la fază de branduire locația asta ca să fim mai recunoscut și mai vizibil pe teritoriu. Da? După aia, oferte la clienți, le adaptăm în permanent. Și asta e ce facem acum referitor la fermieri mai mici și mijlocii, unde găsim gama complementară de ce avem acum, care răspunde la cerere și necesitatea lor. Tadis Agro a prezentat în această toamnă la târgul Agro Malim de la Arad, bineînțeles, tractoare Case din mai multe game de putere, câteva noutăți, dar și utilaje recunoscute de fermierii români pentru performanțele lor și vândute deja foarte bine în România, cum sunt plugurile și discurile Gregoire Besson, semănătoarea de prășitoare Monosem, remorca tehnologică și cisterna pentru dejecții lichide Joskin, dar și alte utilaje din mărcile pe care le comercializează, precum Gilibert, Have sau Sorti. Noutățile din acest an sunt și semănătorile marca Sulky și discurile de pregătire a solului marca Heva, Tadis Agro devenind din acest an și distribuitor în România al utilajelor fabricate de producătorul danez Heva. La noi, ok, tractoare, combine tractoare sunt cel de bază, după aia utilajele cu utilajele Gregoire Besson, cu plugul, discul, care au un nume foarte bun și rezultate foarte bune, s-a dezvoltat bine. După vine semnătoare de prășitoare în primăvară cu Monosem, care este un produs recunoscut. Și acum vine pregătire solului. Am introdus pe anul ăsta pe discul EVA de pregătire solului în Miriște, care merge foarte bine pentru un primul an, și semnătoare de la Sulky, care acum urmează să fie dezvoltată. O altă noutate este mașina de erbicidat autopropulsată Tecnoma, de capacitate mare, care are avantajul că permite intrarea în cultură la o înălțime de 1,60 metri, putând fi astfel utilizată pentru efectuarea de erbicidări târzii. Am introdus anul ăsta mașina de erbicidat autopropulsată de capacitate mare, de marca Tecnoma, care are un avantaj extraordinar, poate să mergi până la 1,60 m, cum se numește, clearance, alțime, ca să poți să merge pe cultura alt și târziu în sezon. Care sunt mărcile de utilaje preferate de fermierii români? Gregoire Besson, cum ați spus, Monosem, Sulky, Josquin, care avem acolo, care sunt foarte importante pentru fermieri de, cu animale. Gilibert merge foarte bine și acum Eva urmează să fie extraordinar de bun. Marca produsele și se vede terminația aici în spatele meu e extraordinar. Primele bucate care l-am introdus anul ăsta a dat rezultat mult mai bine ca ce acceptăm noi și deja nu pot să livreze, nu am destul.
Pentru Tadis Agro, anul 2011 a fost un an bun din punct de vedere al vânzărilor de tractoare și utilaje agricole, datorită și unui an agricol trecut cu recolte și prețuri ale cerealelor mari, iar perspectivele sunt în creștere în continuare, mai spune optimist Jacques Nizou. 2011 a fost un an puțin special în comparație cu anii anteriori, în sens în care demanda de produsele a apărut mult mai devreme ca de obicei. Înseamnă că am avut o perioadă de primăvară mult mai susținut că în anii anterior. Asta e datorită situației de piață la preț, pentru cine a avut produse stocate, datorită faptul că anumite proiecte de anul 2010 s-au aprobat târziu și atunci s-au realizat în primăvară, datorită faptul că subvenția s-a plătit și mai devreme, atunci pentru asta am avut o sezon de primăvară foarte bună și așteptăm că să fie și în continuare bună la toamnă. Nu în ultimul rând au contat și ofertele speciale destinate fermierilor. Tractorul Puma 210 cu puteri între 210 și 240 de cai putere și care a fost tractorul anului 2008 este oferit la prețul de numai 85.000 de euro. Puma 210 este ideal pentru ferme de până la 1.000 de hectare sau chiar pentru ferme mai mari, ca al doilea tractor ce poate fi folosit împreună cu anumite utilaje, acoperind astfel necesitățile unei clientele foarte largi.